Codul roșu de ploi care a intrat în vigoare luni seara și a pus pe jar autoritățile a fost unul blând. Județul nostru a scăpat cu pagube mici. Noaptea trecută au fost înregistrate 12 apeluri și s-a intervenit cu 4 autospeciale de intervenție și 5 motopompe pentru evacuarea apei din 4 gospodării din satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, sat Moșneni, comuna Fărcășești, sat Strâmbajiu, oraș Turceni. Pompierii au intervenit și pentru degajarea a 2 copaci căzuți pe drum în satul Piștești din Deal, comuna Scoarța. Nu avem încă o evaluare a pagubelor, dar incidente minore. Evaluarea făcută ieri de dimineață de specialiști la București indicau anumite cote de alertă și de aceasta a fost și o mobilizare generală, dar evoluția frontului de precipitație a fost sub așteptările prognozate. Asta este partea bună, că realitatea a fost mai blândă decât ce s-a evaluat ieri de dimineață. Primarii, dar și reprezentanții instituțiilor sunt încă în alertă, deoarece precipitațiile vor continua, anunță meteorologii. Pe de altă parte, suntem pregătiți, suntem în cota de alertă, pentru că, vedeți, problema principală este această succesiune de coduri, cod roșu, portocaliu, galben și întregul sistem hidrologic este sub o anumită presiune. Și ținând cont că următoarea perioadă o să avem tot precipitații, suntem oricum pregătiți și în alertă. Județul Gorj a fost luni sub cod portocaliu, iar la ora 20 a intrat sub cod roșu de ploi abundente.